Clădirile care adăpostesc primăria Miroslava, sala polivalentă și ferma Uricani vor fi dotate cu panouri fotovoltaice. În acest moment, proiectul se află la etapa de achiziție a serviciilor de proiectare și de execuție. Fiind vorba de o achiziție directă, nu va dura foarte mult implementarea. Sperăm că la mijlocul lunii septembrie, cel târziu în luna octombrie, acest proiect să fie realizat. Bineînțeles, prin implementarea acestui proiect vom avea foarte multe avantaje. În primul rând, reducem costurile cu energia electrică. Știm cu toții că sunt foarte mari în această perioadă. Ne așteptăm și la o creștere din acest punct de vedere. Vom reduce și impactul asupra mediului înconjurător prin scăderea amprentei de carbon. Costurile acestei investiții depășesc 500.000 de lei, însă aceasta va fi amortizată în scurt timp. Cele trei obiective sunt mari consumatoare de energie electrică. Acest proiect vine tocmai pentru a ne ajuta. Vom vedea cum va fi mai convenabil în urma proiectării și a realizării acestui proiect, dacă energia obținută va fi utilizată pentru consumul propriu sau va fi livrată în sistemul energetic național. În urmă cu aproape 2 ani, primăria Ion Neculce a instalat panouri fotovoltaice pe sediul instituției. Economia la facturi este de 80%.